Trei goluri, o eliminare, un penalti refuzat, ritm alert și multe faze de poartă. Au fost ingredientele duelului de vineri dintre SCM Dunărea și Progresul Spartak din ultima etapă a turului Ligii a 3-a la fotbal Seria 4-a. Giurgiuvenii aveau nevoie de victorie atât pentru moral cât și pentru a nu pierde contactul cu locurile de play-off. Determinarea le-a fost răsplătită chiar dacă și norocul a jucat un rol important, dunărenii impunându-se cu 2-1 la capătul unui meci echilibrat. Oaspeții au avut un start de partidă mai bun cu ocazii importante la poarta lui Stanciu, care a fost în zi de grație. Tot golkeeperul Dunării a fost cel care s-a aflat la originea deschiderii scorului. În minutul 32, acesta a degajat precis până la Șerbănescu, atacantul a fost blocat, mingea a ajuns la Costache, care a încercat să paseze pentru același Șerbănescu, care se afla însă la pământ. Mingea a revenit și a reușit să marcheze cu toată opoziția doi adversari. Interesant este faptul că Marius Costache a marcat, accidentat fiind, după un atac al unui adversar petrecut mai devreme. De altfel, acesta și ceru schimbare, fiind înlocuit la pauză cu Denis Pascu. Am jucat accidentat, așa am și marcat, de altfel. Și am cerut, i-am spus domnul mister că vreau schimbare deoarece nu mai puteam să calc în el. Chiar da, am văzut ce la picior, da. Eram la, în teren și șchiopătam. Și da, i-am zis că nu mai pot și mă bazeam pe colegi. Și m-am bucurat enorm de mult că am putut să câștigăm. Bucuria Dunării a durat numai 4 minute, Progresul Spartak reușind să egaleze prin Luca Mitrică, fotbalist împrumutat de la Hermannstadt după o acțiune rapidă de atac. Acesta avea să fie și rezultatul primei reprize, deși oaspeții au mai avut câteva ocazii. Dacă Progresul Spartak a dominat prima repriză, lucrurile s-au schimbat în debutul actului secund. În minutul 48, Giurgiuvenii au avut o bară și li s-a refuzat o lovitură de pedeapsă. După aproximativ un sfert de oră, Mario Iordan de la Progresul Spartak a văzut al doilea cartonaș galben și a fost eliminat, iar portarul bucureștenilor a scos de sub transversală șutul lui Mizrescu. Pierd posesia acolo jucătorii noștri. Mario Dan încearcă, dar nu reușește să obțină balonul. Și cred că va fi... Nu, încă nu este... Fault! Ce paradă fantastică din partea lui Mihai Ciontoș. Răzvan Mizdrescu a prins o... Mizdrescu, da. A prins un atac... Golul victoriei pentru Dunăre avea să vină în minutul 68. Ciontoș a respins șutul lui Șerbănescu. Atacantul Dunării a continuat acțiunea, a încercat să trimită în gura porții pentru un coechipier, mingea fiind deviată decisiv în proprie poartă de capitanul Danilă Parfeon. Paradoxal, după acest dublu șoc, eliminare și gol primit, Progresul Spartak a evoluat mai bine și chiar putea egala, însă Stanciu și defensiva Dunării au rezistat până la final. A fost un meci foarte bun, un meci foarte puternic. Mă bucur că am reușit să învingem azi, că antrenorul a avut încredere în mine și că a ales să-mi dea șansa să fac parte din primul 11. Atât cât am putut, am ajutat echipa, eu zic că foarte mult. Și sunt bucuros din nou că am reușit să obțin cele 3 puncte și să ne menținem acolo, pe loc de play-off. Din păcate am avut câteva scăpuri la modul în care am pregătit apărarea, când atacam. Așa am luat și golul 2, chiar dacă eram în 10. Evident că nu ne doream și era fix ceea ce nu aveam nevoie, adică să luăm un cartonaș roșu stupid, pentru că așa cum ați menționat, chiar dacă e un clișeu, controlam meciul total și părea doar o chestiune de timp când vom da gol. Pe de altă parte, e foarte greu să ratezi atât de mult din toate situațiile pe care le-am avut cu diferiți jucători din diferite acțiuni, fie că a fost contraatac, fie că a fost atac pozițional, fie că a fost fază fixă, și să obții victoria. Cu cele 3 puncte obținute vineri, SCM Dunărea Giurgiu a acumulat 14 puncte, fiind la numai 2 lungimi în spatele ocupantei locului 3, Progresul Spartak. Exact cum am anticipat, un joc foarte echilibrat, în care am încercat să atacăm atât noi cât și ei. A fost un joc foarte frumos. Oricare echipă putea marca, au fost foarte multe faze când s-a jucat de la o poartă la alta. Am marcat primii, deși, să zic, oarecum am fost dominați prima repriză. Am fost egalați, iar a doua repriză noi am fost cei care am dominat, odată și cu eliminarea jucătorului de la ei. E bine că am câștigat, aveam nevoie de victoria asta. Cred că astfel de meciuri sunt foarte benefice pentru fotbal, fiind Liga 3-a, dar echipe care joacă. În etapa cu numărul 9, ultima turului Ligii a 3-a, s-au mai înregistrat în Seria 4-a următoarele rezultate. Cetatea Turnu Măgurele, Sporting Roșiori 1-3, Petrolul Potcoava, LPS Clinceni 2-0, Oltul Curtișoara, Vedița Colonești 1-1 și CS Dinamo București, CSM Alexandria 1-3. În Liga 3-a, între tur și retur nu există pauză, astfel încât vineri giurgiuvenii au un nou joc, tot pe teren propriu, cu Vedița Colonești, ocupanta locului 5. În tur giurgiuvenii s-au impus cu 2-0, dublă Mihai Coșeru.